Siu oameni dragi și buni, și bun găsit la știri din cripto. Știm cu toții că în orice domeniu cei ce vor să se îmbogățească pe spatele celor mulți sunt foarte activi. Și de aceea se caută metode pentru stoparea acestora în toate aceste domenii. Iată așadar cum platforma de protecție Web3 introduce o mecanică de detenție îmbunătățită în cea mai recentă actualizare. Acest instrument Web3 oferă o protecție completă împotriva contractelor inteligente malițioase a site-urilor de phishing și a altor amenințări la adresa securității. Web3 presupune tranziția datelor de la serverele controlate de entități centralizate la infrastructuri descentralizate și conduse de comunități fiecare transformare majoră este un proces gradual, cu multe provocări și poate fi exploatată de actori rău intenționați. Același lucru este valabil și pentru Web3, care este afectat de atacuri de inginerie socială și breșe de securitate pe măsură ce avansează spre o infrastructură globală coerentă. Conform ultimului raport al Chainalysis privind criminalitatea Cripto, criminalitatea. 2022 a fost un an record pentru hackerii cripto și Web3, cu 3,8 miliarde de dolari furați din diverse proiecte cripto, în principal protocoale financiare descentralizate, cum ar fi podurile. În timp ce veniturile din înșelăciune au scăzut cu 46% față de 2021, este în continuare un motiv de îngrijorare. Web3 are nevoie de instrumente de securitate pentru a accelera adoptarea, menținând în același timp utilizatorii protejați împotriva hackerilor și excrocilor. Din fericire, industria dispune deja de câteva instrumente de securitate robuste care pot face călătoria Web3 mult mai sigură. Un bun exemplu este Web3 Antivirus, o extensie de browser care protejează utilizatorii de contractele inteligente malițioase și de site-urile de phishing, ținând în același timp la distanță excrocii. Instrumentul auditează contractele inteligente din spatele tuturor tranzacțiilor pentru a detecta logica periculoasă, vulnerabilitățile și permisiunile compromițătoare pentru a accesa fondurile utilizatorilor. De asemenea, analizează tokenurile și simulează tranzacțiile pentru a asigura un rezultat lipsit de riscuri. Cea mai recentă actualizare a adăugat noi caracteristici. Nivelul de protecție al Web3 antivirus se îmbunătățește continuu datorită actualizărilor constante. La sfârșitul lunii martie 2023, echipa a adăugat mai multe caracteristici noi pentru a spori securitatea. Unele dintre acestea sunt Support Edge, pe lângă Opera și Firefox, Web3 anti, web Antivirus poate fi instalat acum și pe browserul Edge. Detectarea Honeypots și Sleep Page Excrocheriile Honeypot și Sleep Page rămân preocupările semnificative în spațiul Web3. Web3 Antivirus semnalizează restricțiile privind transferurile NFT și RC20 pentru a ajuta utilizatorii să evite honeypots, lăsând decizia de a continua în mâinile lor. Excrocheriile de tip honeypot sunt scheme de inginerie socială care ademenesc comercianții să cumpere tokenuri pe care nu le pot revinde ulterior. Controlul accesului la NFT de mare valoare Web3 antivirus afișează defalcările de preț ale colecțiilor de tokenuri nefungibile oferind o perspectivă asupra riscurilor asociate cu aprobările de tranzacții atenuarea riscurilor de tranzacționare cu spălare Web3 antivirus Dezvăluie nivelul de risc sub forma unui procent pentru tranzacțiile suspecte din contractele inteligente, ajutând utilizatorii să evalueze nivelul de risc al tranzacțiilor NFT. Alerte privind cererile de semnare. Pentru a se proteja împotriva cererilor de semnare dubioase, Web3 Antivirus alertează utilizatorii atunci când un mesaj le solicită semnătura, permițându-le să îl blocheze imediat. Anticiparea răcirii tranzacțiilor. Web3 Antivirus detectează potențialele răciri în contractele inteligente, ajutându-i pe utilizatori să evite tranzacțiile suspendate cauzate de restricțiile de tranzacționare în anumite perioade. Prevenirea întreruperii contractelor. Instrumentul scanează contractele pentru a detecta metode de întrerupere, avertizând utilizatorii cu privire la riscurile potențiale în executarea tranzacțiilor. Blocarea obstacolelor de aprobare a tranzacțiilor. Web3 Antivirus identifică schemele de blocare a aprobării tranzacțiilor în contracte, permițând utilizatorilor să evite problemele legate de lichiditatea tokenurilor. Securitatea transferurilor de jetoane. Instrumentul avertizează utilizatorii cu privire la contractele cu metode care permit emitenților să își transfere jetoanele RC20 fără notificare, protejând astfel activele acestora. Evitarea arderii neașteptate a tokenurilor. Web3 Antivirus detectează metodele malițioase de ardere a tokenurilor. Protejând utilizatorii de manipulările de preț și de modificările nedorite ale soldului. Alerte privind obstacolele în calea comerțului. Web3 Antivirus notifică utilizatorii cu privire la contractele care interzic transferurile de jetoane atunci când soldul lor depășește o anumită sumă, ajutându-i să evite activele nelichide. Trecerea la Web3 aduce numeroase provocări în materie de securitate, ceea ce face crucială adoptarea de către utilizatori a unor instrumente de securitate solide. Web3 Antivirus este un bun exemplu, deoarece oferă o apărare completă împotriva unei varietăți de amenințări. Cu actualizări constante, extensia abordează acum preocupări precum excrocher de tip Honeypot, vulnerabilități contractuale și probleme de transfer de tokenuri. Mai mult, web 3 antivirus urmează să primească foarte curând actualizarea V06, care va aduce noi caracteristici interesante și actualizări de securitate. Pe măsură ce pasionații de criptomonede navighează în lumea în creștere rapidă a blockchain-ului, instrumentele de securitate Web3 joacă un rol esențial în încurajarea încrederii utilizatorilor și promovarea adoptării pe scară largă a soluțiilor descentralizate. Nu uita, dacă ți-a plăcut articolul, să dai un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Iar dacă ești interesat de criptomonede și dorești să înveți totul de la zero, eu am soluția îți voi lăsa în descriere un link ce îți va da acces la o platformă educațională unde vei putea face acest lucru, iar pe termen lung vei putea ajunge la independență financiară. O zi bună, dragii mei!